Primarul USR din Ploiește, emiste semnatarii biroului 3 consilieri ai proiectului de decizie, exclus din USR. Vicemanandantul USR al municipalității Ploiești, Magdalena Trofin, a fost publicat marți prin votul majoritar al consilierilor locali, 3 USR aleși care au semnat proiectul de decizie inițiat în această privință, fiind excluse din partid, relatează Agerpres. Consiliul Local din Ploiești a aprobat un proiect privind revocarea viceprimarului Magdalena Trofin, motivele invocate de semnatarii săi în raportul de aprobare care se referă la un management bugetar slab. Hărțuirea unui oficial al Direcției Economice la Direcția Economică-Economică pentru a nu acorda restul în conformitate cu cererile și cererea de note explicative repetate, precum și îndeplinirea defectă a îndatoririlor cu privire la spitale în subordonarea lor. Primarul din Ploiești, Andrei Volosevici, a arătat că, din punctul său de vedere, discuția despre Trofin este strict politică și subliniază că a avut grijă de îndatoririle din spitale subordonate primarului, deoarece spitalele reprezintă un proiect prioritar pentru el și el vrea să se ocupe personal de el la rândul său, Magdalena Trofin a invocat. Balustrei interne și de răzbunare, explicând că își va spune opinia de fiecare dată și va vota în funcție de momentul în care anumite proiecte nu. Sunt interese pentru cetățeni. În același timp, ea a spus că problemele nu sunt rezolvate cu voturi de ordine, voturi în orb, ci pe calea comunicării. Proiectul cu privire la demiterea primarului atașat al USR a fost aprobat cu 22 de voturi, pentru, 2 împotriva și o abținere. Consilierii Partidului Prahova în acțiune nu votează. Biroul județean al filialei USR Prahova a decis în unanimitate să excludă 3 consilieri locali ai Ploiești de la partid, după ce au semnat, împreună cu grupul de consilieri PNL, proiectul vice, primar al USR, Magdalena Trofin. Cei 3 consilieri menționați au fost fără echivoc în afara USR și în opoziție cu principiile USR, având în vedere acțiunea din afara partidului, fără a consulta organismele legale, acțiunea împotriva interesului și imaginii partidului, precum și a acesteia sprijin pentru interesele nelegitime ale baronului local PNL, Iulian Dumitrescu. Pașii legale au început în prefectura lui Prahova, astfel încât cei 3 consilieri locali să și piardă mandatul.